spunem bun venit într-o nouă zi de sabat și facă Domnul, după cum ne-a și rugat, ca nu vorbele noastre, ci cuvântul Său, care are mare putere să pătrundă inimile noastre și mintea noastră. Iar în viața care o mai avem de trecut pe acest pământ, să aibă loc acea schimbare pe care avem de voi pentru a ajunge mântuiți în Împărăția Sa. Am citit un text din Ioan, capitolul 14, în care Domnul Hristos spunea: adevărat, adevărat vă spun. Nu ca și cum altă dată l-a spus adevăr. Nu trebuie să înțelegem așa, dar cumva accentuează acel verset ceea ce vrea să spun. Și să creadă cine citește acel verset. E, tocmai de aceea am ales ca în seara aceasta să recitim acest verset, nu că nu cunoșteam, nu cunoșteam. Dar, recitindu-l, să vedem ce vrea Domnul să ne spună. Că cine crede în mine, și le zice, da, există și demonii cred. Și sunt fioară. Va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba, continua versetul, a doua parte, încă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Hai să vedem ce făcea Hristos. Care era lucrarea care făcea Hristos? Și cum era lucrarea care făcea Domnul Hristos? Am găsit o frază în credința prin care trăiesc la pagina 219. Avem înaintea noastră cel mai măreț, cel mai sfânt exemplu în cuget, în vorbă și faptă. Iisus a fost neprihănit. Caracteristica a tot ceea ce făcea El era desăvârșirea. Întoarcem la verset. Ce ne spunea versetul? Adevărat, adevărat vă spun. Că cine crede în mine, va face și el cu. Așa cum a făcut el. Cum a făcut el? Ce spunea fraza din paragraf? Că Domnul Hristos a fost neprihănit. Și ca și caracteristica tot ceea ce făcea el era desăvârșirea. Poate vă zice care dintre oameni a ajuns la Domnul Hristos și care este desăvârșit ca și El. Nu cumva ne se cere ca mult că tot ne luptăm să ajungem desăvârșit și nu reușim. Tot în înalta noastră chemare, pagina 27, spune: Iisus vrea ca tu să fii fericit. Dar tu nu poți fi fericit având propriul tău drum și urmând impulsurile tale. Concepțiile noastre, trăsăturile noastre sunt total omenești și nu trebuie urmate sau tolerate. Eul trebuie crucificat nu din când în când, ci zilnic, și mintea și spiritul trebuie subordonate voinței lui Dumnezeu. Deviza este ca Hristos. Nu ca mama sau ca tatăl tău, ci ca Iisus Hristos. Și ce înseamnă ca Hristos? Ne explică paragraf, ascuns în Hristos, îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, umplut cu Spiritul lui Hristos. Deci,
ca să fii ca și Hristos. În primul rând trebuie să fii ascuns în Hristos. În al doilea rând, îmbrăcat în această neprihănire a Domnului Hristos și urmează finalul umplut cu Spiritul lui Hristos. Toate trăsăturile noastre moștenite sau acumulate prin tolerare sau prin educație greșită trebuie conștiincios biruite și hotărât respinse. Într-adevăr, moștenim și acumulat, am și cultivat multe trăsături rele. Dar cum? Prin educație trebuie biruite și respinse de asemenea hotărâri. Haideți să vedem câteva principii ale cerului care ne sunt puse în vedere, care să ne ajute la această lucrare de desăvârșire a caracterului nostru. Am găsit câteva, am pus eu într-o ordine, poate că ar fi părerea noastră alta ordine sau poate altele ar fi, dar am găsit câteva. În primul rând, aș vrea să citesc un text din a doua Timotei, capitolul 3. Versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Vorbeam despre Domnul Hristos, cum era El neprihănit. Și vedem aici o legătură între caracterul Domnului Hristos, care era neprihănit, și de data aceasta despre Sfânta Scriptură, care spunea, versetul, este insuflată de Dumnezeu să mustre, să învețe, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. În Harul Uimitor, pagina 59, spune în felul următor, ce Dumnezeu este Dumnezeul nostru? El își cărmuiește împărăția cu atenție și grijă, iar în jurul supușilor se a ridicat un zid. Care să fie zidul acesta? Care l-a ridicat? E vorba aici de cele 10 porunci. Pentru a-i feri de urmările fără de lege. Prin chiar faptul că pretinde supușilor să ascultare de legile împărăției sale, Dumnezeu dă poporului său sănătate și fericire, pace și bucurie. El îi învață că desăvârșirea caracterului pe care o pretinde poate fi atinsă și aici să vedem prin ce. Printr-o bună cunoaștere a cuvântului său. Dumnezeu ne zice că ne pretinde desăvârșire. Fiți dar desăvârșiți. După cum și Tatăl este desăvârșit. Cu El îi învață că desăvârșirea caracterului pe care o pretinde poate fi atinsă. Numai. Și când spune numai, înseamnă că nu există o altă posibilitate. Decât prin cunoașterea, o bună cunoaștere a Cuvântului Său. Fiecare ne cunoaștem cât de mult studiem Cuvântul Său. Am vrea să fim desăvârșiți, să oamenii cumva privească la noi, să-L vadă pe Hristos în noi, dar nu se poate decât numai în felul acesta.
O altă idee, un alt principiu. În a doua Corinteni, capitolul 3, versetul 18, spune felul următor. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă ce slava Domnului și suntem schimbați. Asemenea Lui, din slavă în slavă. Suntem transformați. În devoționalul astăzi cu Dumnezeu, pagina 200, spune, atributele Lui Hristos trebuie să fie studiate. Nu doar să citim. Nu doar să... Hai să văd și eu ce spune istoria. Sau curios. Studiem, să studiem, ci cercetate cu seriozitate, pentru ca fiecare credincios se poate ajunge desăvârșit în Hristos. Descoperim frumusețea caracterului Lui. Noi nu avem timp pentru discuții sterile, nesocotite. Să stăvim asupra adevărurilor solemne și sacre pentru acest timp. Încă un principiu care mi-a fost descoperit în acest verset. Să stăvim asupra caracterului Domnului Hristos, atributele caracterului Său. Și privind la El, spunea versetul, vom fi schimbat de slavă în slavă. Și aș vrea să mai amintesc încă un principiu. Sunt multe, dar am ales doar câteva. În 1 Ioan, capitolul 4, versetul 12. Ultima parte de verset spune, dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns cum? Desăvârșită în noi. Dacă ne iubim, Dumnezeu ce face? Rămâne în noi. Hristos este în noi. Și avându-L pe Hristos, vom arăta prin ceea ce ne spune și facem desăvârșirea asta, caracterul Său. În Epistola Domnului, doar o frază vreau să amintesc. Pagina 262 spune, iubirea este temelia evlaviei. Oricine, oricare ar fi mărturisirea credinței noastre, nimeni nu are o iubire curată față de Dumnezeu dacă nu are o iubire neegoistă față de fratele său. Noi nu vom putea niciodată să ajungem în posesia unui astfel de spirit, încercând numai să iubim pe alții. Ceea ce ne trebuie este iubirea lui Hristos în inimă. Desăvârșirea caracterului creștin se obține când impulsul de a ajuta și a binecuvânta pe alții pornește în mod constant dinăuntru, atunci când lumina strălucitoare a soarelui de divin umple inima și se descoperă pe fețele noastre. Sunt câteva principii care ne poate ajuta să ajungem acel caracter care, dacă luăm Sfânta Scriptură de la un capăt, de la celălalt, ne vorbește numai și numai de acest caracter a Domnului Hristos, care este desăvârșit. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne dea puterea ca să nu rămâne doar o teorie, ceea ce noi studiem, să ne ajute ca să punem și în practică aceste sfaturi. Și El să ne binecuvânteze pe toți și El să ne ajute pe toți ca, după cum a spus versetul și le aduc aminte adevărat, adevărat vă spun. Deci ne crede în mine, va face și El lucrurile pentru care le fac. Ba, va face și altele mai mari. Eu să ne binecuvânteze pe noi toți. Amin.